Cleopatra și Cezar Stratan au răspuns pozitiv provocării noastre de a reface această fotografie veche de 10 ani. Așa este. Ce ți amintești, Cleo, din acea perioadă? Păi a fost o perioadă foarte haioasă, pot să zic așa, copilăriei noastre, nu-i așa? Da. Țin minte cu desăvârșire această ședință foto. Noi am făcut mai multe poze cu mai multe vestimentații, dar poza asta pentru mine e foarte specială. Pentru că, în primul rând, se vede cât de tare semănăm. Noi ne plăcea foarte mult să ne îmbrăcăm în halate de baie. A, da. Și să ne jucăm de Cezar și Cleopatra, dar noi, pentru că așa ne cheamă, ne plăcea să ne jucăm de Cezar și Cleopatra. Cum erau ei pe vremuri, gen în Egipt. Și ne mai plăcea să ne uităm la desene animate. Eu vreau să știu dacă vă și băteați voi, că între frați se mai întâmplă. Numai cu perne. Da. Doar atât? Doar. Păi așa ne jucam noi, adică ne fugăream, dar asta era totul făcut în joacă. Da, în joacă. Oricum nu ne-am înțeles bine întotdeauna și... Am fost de fiecare dată de acord. În ciuda faptului că m-am lansat de mică și că am... De mică am cântat și am urcat pe scenă, am avut întotdeauna timp să petrec timpul frumos alături de familie, să ne jucăm noi, să facem poze frumoase, să călătorim, să mergem la bunici să ne jucăm, să mă plimb cu bicicleta, să fac orice ar face un copil. Un copil, exact. Ghiță, te aștept de seară la portiță, lângă portița de la școală. În prima zi când m-am dus la grădiniță, toți mă țineau de mânuță și stăteau în preajma mea mereu. Erau fascinant, cred că și pentru ei. Este tatăl vostru mai sever sau a fost sever cu voi din copilărie? Nu a fost niciodată. Și zicem asta pentru că noi suntem deschiși și foarte sinceri cu tata. Întotdeauna am avut parte de tot ce am avut nevoie și întotdeauna a fost cu și pentru noi, indiferent ce decizie am fi luat. Pentru că și noi am fost copii cu minți, n-a fost nevoie să strige. Sau... Nu, nici măcar să ne certe, nu. Deci nici măcar, este inutil să vă întreb dacă ați luat vreodată vreo palmă de la părinți, înțeleg că nici măcar nu v-a certat. Doamne ferește, nici nu se discută așa ceva. Cezar, spune-mi cum o descrii pe Cleopatra în trei cuvinte. Frumoasă, deșteaptă și merinimoasă. Deci vreau să știu dacă înainte de Eduard, Cleo, dacă mi-ai venit cu vreun băiat acasă. Niciodată. Să-i spui tatălui, el e iubitul meu. Nu. N-am adus niciodată un băiat acasă sau să-l consider pe vreunul din colegii mei sau din băieți fiind iubitul meu, pentru că am zis că dacă totuși o să întâlnesc pe cineva și o să convin să fiu împreună cu un bărbat, atunci să fie primul și ultimul. Vreau să refacem această poză, iar peste 30 de ani îmi promiteți că o mai refacem o dată, da? Super, așa facem. Ia să vedem, tu trebuie să stai jos. Eu trebuie să stau jos. În genunchi. Teoretic Cezar ar trebui să fie mai înalt decât mine și cred că așa o să știe. Mult mai înalt decât mine. Nu, tu stai, trebuie să stai drept.